Prima ninsoare a adus și primul deces. Un turist accidentat a intrat în stop cardiorespirator azi noapte, iar astăzi a murit. Bărbatul se afla împreună cu o prietenă în zona de creasta munților Făgăraș. Echipați necorespunzător și surprinși de viscol la minus 7 grade, tinerii nu au mai putut înaintra spre vârful moldoveanu. Au fost găsiți de alți doi turiști care i-au chemat imediat pe salvamontiști din ajutor. Cei doi, degerați, au fost duși la o cabană din zona Bâlea Lac. Tânărul de 22 de ani intrase însă în șoc hipotermic și stop cardiorespirator. Patrula Salvamont Bâlea a încercat în zadar să-l resusciteze pe tânărul de 25 de ani, așa că echipajele de urgență l-au transportat rapid la spitalul din Sibiu. Astăzi, inima băiatului nu a mai rezistat și a cedat. Temperaturile în zona Bâlea Lac au scăzut brusc în cursul zilei de ieri, când s-au înregistrat minus 7 grade Celsius. Nici Transalpina nu a scăpat de furia iernii de septembrie. Temperaturile scăzute și ninsoare abundente au blocat mai multe mașini aflate pe traseu. Drumare acționează cu utilaje pentru a desface drumuri, iar salvamontiștii s-au deplasat în zonă cu ambulanță Salvamont, apoi continuând drumul pe jos pentru a ajunge la locul unde sunt blocate mașinile. Unele mașini nu mai au combustibil și nu mai pot face căldură, iar o parte dintre cei surprinși în ele sunt îmbrăcați de vară, au declarat reprezentanții Salvamont Gorj. 9 persoane au stat blocate în 3 mașini, din care una a rămas fără motorină azi noapte. Autoritățile au fost sesizate abia astăzi. În cursul dimineții pe Transfăgărășan, nivelul zăpezii a ajuns la aproape 15 cm, iar mari porțiuni din șosea au fost acoperite cu gheață. Alți doi turiști de data aceasta străini au fost surprinși de vremea capricioasă în zona vârfului Negoiu. Nici ei nu aveau echipament corespunzător pentru temperaturile scăzute înregistrate în zonă. Operațiunea de salvare a durat aproximativ 6 ore.